dimineața tuturor, bine ați revenit la Matinal. În cazul în care vreți să schimbați mijlocul de transport și să urmați oarecum trendul de a aborda un mijloc de transport alternativ, în această dimineață o să vorbim despre siguranța bicicliștilor. M-am întrebat de multe ori dacă aș putea să fac tranziția de la mașină către bicicletă, deși la mine în portbagaj e practic o locuință completă cu tot ce trebuie, dar mă gândesc că ar fi foarte, foarte util și pentru șoferi, ca la examen, de exemplu, mă gândesc eu așa, să existe o extra probă, nu neapărat să facă ceva, ci pur și simplu să observe, să stea în spatele unui motociclist sau să meargă pe bicicletă, astfel încât să poată să vadă toate variantele în care o persoană s-ar putea afla în trafic. Am putea să-i ferim mai bine, am putea să-i înțelegem, am putea să nu ne mai supărăm dacă vedem că un biciclist ne ia înainte doar pentru că noi stăm în trafic. Și cred că ar trebui să învățăm câteva lucruri despre siguranță în această dimineață, mai ales că am înțeles că sunt destul de multe accidente care implică bicicliști. Aflăm cele mai noi și adevărate informații de la domnul Claudiu Costea, inspector principal la Brigada Rutieră. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație! Ne-am asortat așa puțin cromatic. Un pic blomare, universul a făcut să ne asortăm, dar eu cred că dacă am fi avut un biciclist alături de noi în platou, ar fi trebuit să poarte altfel de costumație, ceva super bineînțeles, mega visibil. Bineînțeles, altfel de echipament care să-l protejeze, să se deplaseze pe bicicletă în siguranță, pentru că, din punctul nostru de vedere, asta reprezintă o prioritate și ar trebui să reprezinte o prioritate pentru toată lumea. Am observat că odată cu vremea mai călduroasă, au ieșit și vestitorii primăverii, nu doar motocicliști, bicicliști, trotinetiști. Am văzut foarte multe familii pe bicicletă, părinți cu copii care îi scot în trafic și cei drept mai mult pe Calea Victoriei, unde există și acea bandă specială pentru bicicliști. Acea pistă specială, sigur că mai sunt și piste în alte zone ale capitalei. Brigada Rutieră chiar aseară a avut o astfel de activitate de verificare a semnalizării pistelor pentru bicicletă pentru a actualiza lista aceea, listă care poate fi consultată pe site-ul Brigăzii Rutiere. Pentru că au mai fost piste pentru biciclete amenajate, iar unele dintre ele au fost și desființate din cauza faptului că marcajele nu erau corespunzătoare, iar biciclistul putea fi pus în pericol de ceilalți conducători auto sau ceilalți participanți la trafic. Sunt aspecte destul de importante legate de circulația cu bicicleta, prin prisma faptului că s-au întâmplat accidente grave în capitală. Și eu o să vorbesc doar despre capitală, pentru că competența noastră este doar în municipiul București, dar din ce am discutat și cu colegii din țară, și ei se confruntă cu acea situație. Până la urmă este un semnal de alarmă pe care îl tragem de fiecare dată. Cum am spus și dumneavoastră, este sezonul cald. Motocicliști, bicicliști, conducători de trotinete, noua evoluție, dacă vreți, și noul mijloc de deplasare ales de cetățeni. Asta implică reguli de circulație pe care vă spunem sincer că noi le facem cunoscute celor mici, adică de la lecțiile de educație rutieră pe care Brigada Rutieră le face zilnic. În această perioadă mai puțin plăcută în mediul online, ne-am adaptat. De atunci începe să discutăm cu cei mici despre regulile pe care trebuie să le respecte atunci când se deplasează cu bicicleta, pentru că toți sunt încântați de acest lucru, și despre faptul că ei trebuie să se deplaseze în primă fază, adică până la vârsta de 14 ani, nu pe drumul public. Și îmi permite să fac o paranteză, din nefericire, vă dau un exemplu concret, chiar alaltăieri, în capitală, în zona Calea Victoriei, în zona unde este clar amenajată acea pistă pentru biciclete foarte bine semnalizată, am avut un accident rutier cu un rănit grav. Dacă vreți, biciclistul era un minor, avea 9 ani ca vârstă. Deci gândiți-vă că în primul rând a încălcat acea interdicție principală, și anume când te deplasezi cu bicicleta pe drumul public trebuie să ai cel puțin 14 ani. Legea spune același lucru despre trotinetă. Deci nu mai spunem de echipament, că nu avea cască, legea îl obligă să aibă cască de protecție până la 16 ani și nu era pe pista pentru biciclete. Și iată, din cercetare, din primele informații pe care le-am avut la fața locului, dar și ulterior, a fost de vină, practic nu se afla pe pistă, trebuia să acorde el prioritate conducătorului de vehicul. Eu sunt ferm convinsă că regulile nu sunt făcute pentru a fi încălcate și... Bineînțeles, și noi credem același lucru și sperăm că și cetățenii respectivi, participanții la trafic, vor înțelege. Pentru că aici m-am referit și la pietoni, și la conducători de vehicule, și la conducători auto, nu doar la o anumită categorie. Din exemplul pe care l-ați oferit cu acest copil de 9 ani care a avut un accident în trafic,
reiese clar că foarte multe reguli nu au fost respectate și sunt curioasă dacă sunt părinți care se gândesc să-și lase copiii pe bicicletă să meargă la școală. Habar n-am, pe mine maică-mea nu m-ar fi lăsat nici acum, la 25 de ani, nu cred că s-ar simți confortabil să mă știe pe bicicletă, din simplu motiv că fiind pe două roți, n-ai o extra protecție, așa cum nu ești protejat mașină. Într-adevăr, dar sigur că noi spunem următorul lucru. Dacă ai acest, ai luat această decizie de a te deplasa pe drumul public, pe stradă, cu bicicleta, în primul rând trebuie să cunoști regulile de circulație, după care trebuie să-ți asiguri o protecție proprie prin utilizarea echipamentului. În primul rând, casca este foarte importantă. Iată, spuneam mai devreme, legiuitorul a stabilit ca acest element de protecție, și anume de la 14 la 16 ani, ești obligat să-l porți. Dar noi recomandăm ca și celor care depășesc vârsta de 16 ani și vă dați seama că trendul este ascendent, care se deplasează cu bicicleta, să utilizeze casca. Casca chiar poate salva în unele situații viața. Mai mult decât atât, echipamentul de protecție, cotiere, genunchiere, să nu reprezinte doar așa o, cum să spunem, o variantă de alegere, să fie tot privită ca un lucru obligatoriu și să ne gândim tot la siguranță. Elemente reflectorizante, pentru că discutam înainte, sunt la fel de importante, mai ales în situațiile acelea în care ne deplasăm pe timp de noapte sau când vizibilitatea este scăzută. Sigur, bicicleta de asemenea trebuie să fie dotată, și aici ne referim la dotare, cu sistem de frânare eficace, iată, avem nevoie și de lucrul acesta, bineînțeles de sistem de direcție adecvat, în partea din față, lumină de culoare roșie, galbenă sau albă, iar în partea din spate, lumină de culoare roșie, și mai mult decât atât, din nou, elemente reflectorizante care să fie amplasate pe roțile bicicletei și în mișcare să formeze un cerc continuu, tot pentru vizibilitate. Deci important este să fii vizibil, important este să respecti regulile de circulație și, dacă vreți, o să prezentăm care sunt principalele interdicții pe care trebuie să le respecte conducătorii de bicicletă, respectiv obligații. Sunt destul de multe și, din cauza nerespectării acestor obligații, iată, se produc accidente de circulație și o să vă citesc și o statistică din anul 2020 și din 2021 în primele luni. Iar v-aș ruga, pentru că în weekend s-a întâmplat să merg la un magazin sportiv unde puteai să achiziționezi și biciclete, bineînțeles că ți montau toate accesoriile acolo și am văzut foarte mulți părinți cu copii, dar nu știu cât la sută dintre acești părinți le și explicau copiilor ce reguli au de respectat. Sigur, acum revin la vârstă, probabil că se refereau la situațiile în care se plasează în parc, da? Acolo ar fi locul sigur pentru ei, dar și acolo să ne gândim la faptul că sunt alți cetățeni care au calitate de pieton și se deplasează pedestru. Trebuie să fim foarte, foarte atenți, pentru că, iată, noi în capitală ne-am confruntat și cu accidente de genul un biciclist a lovit un pieton sau un biciclist a lovit o trotinetă sau doi biciclisti s-au lovit între ei. Sunt, într-adevăr, nu este în concordanță cu matinalul dumneavoastră pe un vibe pozitiv, dar eu sper că vor înțelege și noi transmitem de fiecare dată, chiar realizăm activități preventive, urmează și o campanie care se va derula la nivelul municipiului București și cred că și în țară, împreună cu un partener din acest domeniu al pasionaților pe două roți, și ne referim la bicicletă, chiar și motocicletă, va fi o campanie derulată de conștientizare în luna mai, încercăm noi să o facem, tot pentru a ajunge la conștiința tuturor participanților la trafic și, sigur, noi încurajăm, pentru că încurajăm cu toții să facem mișcare, să fim dinamici, să apelăm la variante alternative de deplasare, pentru că ați văzut și dumneavoastră traficul din București în anumite intervale orare se desfășoară cu dificultate, să fim un pic așa. Vorbeați de interdicții mai devreme, ce nu au voie bicicliștii să facă atunci când sunt pe două roți. Sigur, bine ați spus și dumneavoastră la început că mulți dintre ei sunt și conducători auto. Ar trebui, în momentul în care sunt pe bicicletă, să se gândească că sunt și conducători auto și să anticipeze conducători auto, cum și ei atunci când sunt conducători auto, să-i lase sau să fie mai solidar cu cei care sunt pe bicicletă. Deci sunt roluri care se schimbă permanent. De asemenea, un aspect foarte important, dacă vrei, și ca interdicție, ei trebuie să se placeze pe un singur rând, cu excepția competițiilor sportive, spune articolul 160 din regulamentul de aplicare a ordonanței de urgență, cod rutier, cum cunoaște toată lumea. Totodată, dacă nu au experiență, pentru că sunt bicicliști care de la început au această problemă și să zicem că au luat decizia de a se urca pe bicicletă și a se deplasa în trafic, nu trebuie să se deplaseze pe drumurile intens circulate la început. Adică să nu facă o deplasare din sectorul 5 în sectorul 1.
Gândiți-vă câte artere traversează. Este foarte important aspectul acesta. Lipsa de experiență de multe ori te pune în pericol. Sigur că da, mai sunt situații care implică starea psihofizică. Biciclistul, la fel ca și conducătorul de auto, conducătorul de vehicul, nu trebuie să conducă băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive. Este o interdicție foarte clară. Se aplică și în cazul acestora. Foarte important, și de aici au și apărut accidentele, cauza generatoare fiind asta, nerespectarea acestei abateri, și anume nesemnalizarea corespunzătoare, neasigurare în momentul în care schimbăm direcția. Știm foarte bine, biciclistul de la cel puțin 25 de metri trebuie să aducă la cunoștința celorlalți participanți la trafic intenția pe care o are, prin semnalizare cu brațul. Brațul stâng, brațul drept, brațul stâng pentru a efectua o schimbare a benzii, brațul stâng totodată pentru a efectua o depășire, brațul drept din, în plan orizontal, balansat în plan vertical pentru a opri. Sunt lucruri foarte importante, esențiale, elementare, pe care vă spuneam la lecțiile de educație rutieră, le exersăm, le comunicăm celor mici. Pentru că asta încercăm să facem, să educăm de când sunt mici, nu când au ajuns la vârsta maturității, să spunem. Sunt elemente destul de importante, sunt reguli destul de importante. Sigur, putem aici să mai spunem că a zis dumneavoastră că sunt părinți care se deplasează cu copiii, de precizat faptul că părinții pot să se deplaseze cu, folosind un sistem din acesta omologat de construcție, adaptat bicicletei, și pot să transporte copilul în vârstă de până la 7 ani, spune legea, le permite lucrul acesta, în acel suport. Dacă doresc să facă lucrul acesta, este o interdicție, vă dați seama, dacă nu respectă acest lucru, este o interdicție, se sancționează. Apropo de sancțiuni, acestea ar fi principale, pentru că mai sunt câteva, dar nu sunt atât de importante. Referitor la sancțiuni, legea stabilește o amendă pentru nerespectarea abaterilor de la 580 de lei ca amendă minimă, iar pentru nerespectarea dotărilor la bicicletă, ce vă spuneam anterior, 870 de lei. Aceasta ar fi, să spunem, repercursiunea, dacă vreți, sau ce măsuri coercitive poate exercita polițistul rutier prin întocmirea unui act de constatare. Dar, cum spunem de fiecare dată, și eu cred că este foarte important de reținut, să nu ne gândim la sancțiune. Sancțiunea ar trebui să fie poziționată pe locul 2, că la această teamă, la frică de faptul că polițistul te oprește pentru că ai încălcat o regulă de circulație, să ne gândim la siguranță. Și dacă ne gândim la siguranță, sigur vom respecta legea, pentru că legea așa a fost gândită de cel care a făcut-o, în ideea în care ei să fie în siguranță atunci când se deplasează pe drumurile publice. Am constatat de-a lungul timpului în emisiune că sunt tot felul de invenții interesante și pentru bicicliști. Am înțeles că ar exista un soi de ghiozdan și ai niște senzori pe bicicletă, da, în partea din față, care se conectează cu ghidonul, și în momentul în care virezi, semnalizezi prin, da, evident, ghiozdanel. Tehnologia este foarte avansată în secolul 21, ceea ce ne bucură lucrul acesta, eu sunt adeptul și noi suntem adeptul, noi ca instituție suntem adeptul tehnologiei, ideea e că trebuie să apelăm și să o folosim la adevărata valoare și să o folosim în astfel de situații, pentru că ne ajută. Dar am mai văzut și niște ghiozdane reflectorizante, sigur că, da, apropo de elemente reflectorizante, cască de protecție, la fel, de diferite modele care, sigur, te protejează. Sunt foarte multe astfel de elemente care te ajută, n-au cum să te încurce. Doar că trebuie să le folosim, nu să le lăsăm deoparte, să ne gândim că nu suntem luați în seamă noi ca bicicliști, să spunem, de polițiști. Nu asta e, nu asta ar trebui să fie ideea. Mă gândesc că, în orice caz, chiar dacă apar tot felul de tehnologii, în primul și în primul rând ar trebui să ne bazăm pe propriile capacități, și dacă nu știm să ridicăm mâna și să semnalizăm, mai bine să nu ne urcăm pe bicicletă sau cel puțin să exersăm acest lucru. Asta spun, înainte de a face lucrul acesta, acest lucru este precedat de o verificare în lege. Legislația este foarte clară, este la îndemâna tuturor. Asta spun, un mesaj, dacă vreți așa, pentru cetățeni, pentru cei care vor să se deplaseze cu bicicleta, și noi chiar încurajăm astfel de activități. Noi tot timpul am sprijinit, au fost foarte multe activități organizate în capitală și numai în capitală, în care Brigada Rutieră a participat și a dat aviz pozitiv pentru a se desfășura. Și de asta spun, înainte de a face lucrul acesta, haideți să consultăm legislația rutieră,
Da? Haideți să ne reamintim regulile de circulație pe care le-am învățat pe la școală, da? Iar pentru cei care deja au permis de conducere, să le recapituleze cumva, să și le reamintească, pentru că le-au uitat sau nu le-au tratat cu seriozitate, ei gândindu-se foarte mult la regulile pe care trebuie să respecte în calitate de conducători auto. Și înainte de asta, consultăm foarte bine legislația rutieră, am spus articolul 160, articolul 14, 15 din regulamentul de aplicare, acolo sunt acele reguli foarte bine stabilite și foarte clare din punctul nostru de vedere, după care, bineînțeles, echipamentul de protecție, care este foarte important și, sigur, nu putem decât să facem mișcare și să ne deplasăm, poate în unele situații, mult mai repede decât ceilalți pașmani de trafic. Eu vă felicit și mi se pare foarte, foarte interesant și de bun augur faptul că pregătiți copiii de mici pentru participare activă la trafic, chiar și bineînțeles, cu aceste mijloace bineînțeles. Alternative, pentru că noi ne dorim în esență o societate educată, mai puțină poluare, mai multe mijloace de transport alternativ, dar nu mizăm mai de mult pe educație, așa că vă felicit pentru Suntem acest. Pro-educație, pro-educație rutieră, educație care, vă spun, pleacă din familie, într-adevăr, dar este continuată de noi. Încercăm și beneficiem cu ghilimele de rigoare de această pandemie și să ajungem la toți elevii din capitală, pentru că sunt peste 650 de unități de învățământ. Vă dați seama că într-un an normal, să spunem, unde nu am avut restricții, polițiștii de la Brigada Rutieră nu puteau ajunge în toate unitățile, dar acum cu siguranță, să spunem așa, am participat la peste 200 de activități care au implicat mai mult de 4.000 de elevi care au participat la atelierul de educație rutieră. Și continuăm, bineînțeles. Din punct de vedere statistic, așa pe final, ca să... Eu cred că oamenii au nevoie să se mai și sperie câteodată. Sigur că statisticile sunt, ne îngrijorează, dar este până la urmă, cum am spus, chiar dacă reiterez, semnal de alarmă. Trebuie să fie un semnal de alarmă. Vă citesc acum accidentele grave în care bicicliști au fost implicați în municipiul București și evident că voi scoate în evidență accidentele în care aceștia au fost vinovați, pentru că, din nefericire, sunt situații în care biciclistul respectă regulile, iar ceilalți participanți la trafic nu le respectă. Și avem așa în 2020 un total de 84 de accidente, un mort, 83 de răniți grav. Este foarte mult, ca să știți. Un rănit grav înseamnă cel puțin, cum spun specialiștii în domeniul medical, fractură, cel puțin fractură sau alte leziuni foarte grave, și doi răniți ușor. Vinovați principal din aceste 84 de accidente în 71 din cazuri, să știți, unde a rezultat un mort, 70 răniți grav și 2 răniți ușor. Și avem în 31 statistica, dacă vreți, nu este chiar la zi, nu este până în aprilie, pentru că n-am reușit eu să o aduc. Sunt 4 accidente și sunt 2 morți deja. Wow. 2 răniți grav. Gândiți-vă că sunt cifre destul de neplăcute, destul de triste și sumbre, având în vedere că nu este în regulă, chiar nu este în regulă, da, gândiți-vă că și traficul nu mai este atât de intens, pentru că cetățenii din capitală au renunțat, exact, mai lucrează și de acasă, este acea telemuncă, dar tot sunt niște cifre și niște statistici care ne îngrijorează, dar evident că ne încurajează să continuăm această muncă de prevenire. Sigur, și muncă de combatere, pentru că noi, pe lângă prevenire, efectuăm și această muncă de combatere, de reacție, în situația în care, după ce am efectuat activitățile preventive, după ce le-am reamintit prevederile legale, încercăm să verificăm dacă au înțeles aceste reguli. Vă mulțumim tare mult că în această dimineață ați ales să desfășurați activitatea de prevenție la noi la matinal. Felicitări! Cu mare drag și aștept și data viitoare. Pentru noi reprezintă, bineînțeles, o oportunitate și vă mulțumim pe această cale și sperăm că după aceste intervenții, sigur că da, și tot ce ține de munca preventivă, să reușim să ajungem la conștiința cât mai multor participanți la trafic, indiferent de calitate. Mulțumim tare mult, vă așteptăm de asemenea și să ne povestiți despre campania pe care o aveți acum în pregătire și de asemenea și despre trotinete, pentru că iarăși e un subiect destul de important în perioada și aceasta. De actualitate. Mulțumim tare, tare mult! Avem și o știre pentru voi în această dimineață. Să știți că școala este considerată de specialiști un spațiu sigur pentru elevi, unde sunt respectate normele sanitare, însă nu este suficient pentru a-și redeschide porțile. Și testarea și vaccinarea ar trebui să meargă șnur, numai că prima scârție din toate încheieturile. Testarea elevilor este o misiune aproape imposibilă pentru oficialii din educație, care nu reușesc să găsească soluții pentru a acoperi necesarul de personal medical.
Oficialii din educație tot spun că principalul lor obiectiv este reîntoarcerea elevilor în bănci. Au și trei condiții pentru asta: vaccinarea, testarea și respectarea regulilor sanitare. Secretarul de stat Sorin Ion susține că cea mai mare problemă cu care se confruntă sistemul de învățământ în pandemie este lipsa cabinetelor medicale și a specialiștilor. Acesta a menționat că dacă sunt analizate cifrele, se dovedește că testarea elevilor este un insucces. Cauzele, să-i spunem, insuccesului procesului de testare al elevilor ar fi multiple. În primul rând, faptul că foarte multe unități școlare din această țară nu au cabinet medical, nu au personal medical de specialitate alocat și asta este mai degrabă o regulă decât o excepție. Cel puțin în mediul rural, cred că e extrem de rar sau deloc. Acesta a precizat că au fost distribuite peste 1 milion de teste rapide în școli, însă gradul de utilizare este foarte mic, de nici 3%, și nici procesul de vaccinare nu decurge așa cum își propuseseră oficialii din educație. La acest moment, aproape 50% din personalul din învățământ, că vorbim de personal didactic, nedidactic sau didactic auxiliar, este vaccinat cel puțin cu prima doză. Cred că nu mă înșel dacă spunem că suntem numeric cel puțin categoria socioprofesională cea mai vaccinată, iar procentual evident după domeniul sănătății. Dar asta nu înseamnă că suntem mulțumiți și că 50% este un număr mulțumitor. În opinia sa, problema nu se poate rezolva foarte rapid, pentru că lipsa personalului medical este una generală, nu doar în sistemul de educație. Acesta a spus însă că pașii trebuie grăbiți, astfel încât măcar fiecare unitate școlară să știe cărui medic și asistent medical îi se poate adresa. Mersul pe bicicletă reprezintă în esență sport și mișcare și dacă tot ne-am informat despre regulile pe care trebuie să le respectăm în momentul în care mergem pe bicicletă, eu zic să ne informăm și despre ultimele vești din lumea sportului. Auzisem eu ceva aseară de CFR și Steaua, nu știu, parcă așa am auzit, dar îmi vor confirma cu siguranță colegii de la Sport Total FM, mai exact Daniel Nazare și Gabriel Maricescu, cărora le spun bună dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața! Nu cred că auzi bine, că ai zis ceva de Steaua. A jucat FCSB aseară, Georgia, să știi. N-a jucat Steaua. Steaua joacă în Liga a 3. Și are meci cât de curând acum, cred că astăzi. Da. Bine, nu e o glumă, vorbim pur și simplu oficial așa. Una se cheamă Steaua și alta se cheamă FCSB, iar Steaua este cea din Liga a 3-a, conform denumirii. Astea sunt niște finețuri. Pentru Georgia există o singură Steaua, nu? Ca și pentru mulți alții. Aoleu, Georgia este listă de mică, da? Așa cum au spus mulți, ne vei mai lumina mai încolo. Să știi că cei mai mulți fani ai Stelei spun că există o singură Steaua. Evident că sunt cei cu FCSB, cei cu CSA Steaua, dar pentru cei care nu sunt atât de implicați în fenomen, există o singură stea. Și pentru mine o singură stea aia de pe cer. Adică soarele nostru. Doar una vezi? Pe asta o vedem mare, soarele, da? Soarele... Bun, nu vorbim neapărat despre FCSB și CFR, ci vorbim despre tenis. Că Simona Halep e mai importantă și decât FCSB și decât CFR la un loc, așa. Dacă... Și Simona Halep e o stea de pe cer, pentru că nu o vedem. Da, corect, nu o vedem. E chiar scumpă la vedere, Simona Halep. Este. Da, s-a retras. S-a retras și de la turneul de la Stuttgart, după ce se retrăsese și de la meciul de la Cluj. Noi suntem acum mai aproape de partida de la Cluj, România-Italia, în care nu mai pornim favoriți, deși la tragerea la sorți situația era cu totul și cu totul alta. Ne gândim la meciul ăsta cu Italia, dacă vor reuși să învingem, deși e foarte, foarte greu, și ne gândim la ce se întâmplă cu Simona Halep. Cât de gravă este accidentarea? De ce nu a mers la Stuttgart? Evident, știm că este o accidentare, dar dacă această accidentare o va afecta pentru următoarele turnee de la Madrid, Roma și Roland Garros, unde acolo, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să lipsească, pentru că altfel va cădea mult în clasament și, evident, nu va reuși să adune puncte și în clasament, dar și pentru turneul sfârșitului de an, turneul campioanelor. Dar eu cred că ne gândim prea departe cu turneul campioanelor. Ea a mai lipsit de acolo și accidentată fiind și așa mai departe, dar se speculează mai mult decât speculație, sunt lucruri destul de
sigure că accidentarea asta ar fi venit și dintr-un program de pregătire mai lejer. Anul trecut, când a apărut pandemia, s-a discutat despre cum vor ieși jucătorii din pandemie sau cum vor trece peste perioada de pandemie, având în vedere că turneele sunt mai puține. Că atunci când nu sunt turnee, unii au tendința de a se antrena mai puțin și când te antrenezi mai puțin, atunci și riscul de accidentare crește și așa mai departe. S-ar putea ca la Simona Halep să fie o astfel de ecuație, da? Asta să fie necunoscută, cum s-a pregătit și de aici și temerile că dacă accidentarea asta a venit în urma unor antrenamente mai legere anul trecut, nu cumva să fie o accidentare care să o tragă în jos tot anul, da? Deocamdată suntem cu dacă și cu parcă în gură. Darren Cahill e aici, a venit să o antreneze pentru sezonul pe zgură. Nu știm care e părerea lui, oricum nu o să ne-o spună, așa că nu putem decât să ne dăm cu părerea de la distanță. Urmează România-Italia, astăzi și mâine la Cluj, evident să ținem pumn jucătoarelor noastre. Sunt meciuri, cel puțin astăzi, în care jucătoarele noastre sunt inferioare din punct de vedere al clasamentului. Sigur că 20-30 de locuri nu contează foarte mult. Dacă ești într-o formă bună, ești bine pregătit fizic, poți obține o victorie. Contează foarte mult ca la toate aceste partide de Fed Cup, Billie Jean King Cup, cum se spune acum, ce se întâmplă în prima zi. Important e să nu câștige italienii cele ambele meciuri. Da, de simplu, că la asta ne referim. După aia, sigur, există un amănunt care ne întristează așa și nu ne dă prea multe speranțe. E vorba de performanțele jucătoarelor noastre în partidele de simplu din acest an. Irina Bara, care este locul 132 mondial și cum ar fi prima rachetă a României, n-a câștigat niciun meci de simplu anul ăsta. Niciunul. Câștigă la dublu, ca și Mihaela Buzărnescu. Dar ele sunt acum reprezentantele noastre la simplu. Nu vrei să... Hai să mai despicăm firul 4, că poate nu e atât de negru, știm noi cine, și o să fie mai bine. Așa este. Bun, despre Supercupa României, un meci desfășurat în anonimat, câștigat de CFR la loviturile de la 11 metri. Mult mai important este play-off-ul ligii întâi, care începe în acest final de săptămână și la finalul căruia vom afla desigur și campioana și echipele care merg în cupele europene și cine va încasa potul cel mare, ca să fim mai exact. Așa este. În acest weekend vor fi meciurile sâmbătă și duminică. E prima etapă, vor mai urma încă 9 meciuri în care vom afla campioana și echipele care vor juca în cupele europene. Atât pentru azi, Georgia, ne reauzim, ne revedem luni. Toate bune! Toate bune! Băieții, mă bucur că mi-ați dat nas în această dimineață, special am zis Steaua, pentru că într-adevăr Steaua este numai una. Eu mergeam pe stadion și plângeam așa din când în când. Nu am înțeles niciodată exact ce s-a întâmplat cu Steaua mea, dar eu am o singură stea și în această dimineață, în comun cu următoarea invitată, avem și faptul că ne-am machiat cam cu aceleași produse și că facem și o comparație și că ne și iubim foarte mult, așa că am să-i spun bună dimineața Simonei Amarandei. Bună dimineața și bine revenit! Mulțumesc tare mult pentru invitație! Și eu mă bucur că ai revenit și că ai și acceptat semi-provocarea mea de a vorbi despre drugstore și high-end, adică ce putem să ne permitem și la ce visăm, de fapt. Așa este, da. Am ales așa câte un produs din fiecare, în lucrurile pe care le folosim cel mai des. Fondul de ten, anticearcănul, pudra, care este foarte importantă, însă și creioanele de buze. Am adus câte unul din fiecare, cel scump și cel ieftin, însă asta îți spuneam și ție exact la început, că astăzi am ales să mă machiez cu produsele drugstore și voiam să vă arăt cât de bine se așează pe față, exact la fel ca și produsele scumpe, așa că nu este neapărat necesar să folosim produse scumpe ca să ne realizăm un machiaj așa cum se cuvine și un machiaj curat, așa cum vă spun de fiecare dată, ci putem folosi și produse mai ieftine pentru acest lucru. Chiar sunt curioasă de comparație pentru că m-am uitat așa la tine pe masă și am recunoscut deja două produse, anticearcănul și fondul de ten pe care îl folosim și noi aici la machiaj și mie mi se par bune, cel puțin anticearcănul, mi se pare că își face treaba. Așa este, da, chiar amândouă își fac treaba foarte, foarte bine. O să vă arăt acum primul fondul de ten pentru că ăsta este cel mai important. O să vi-l pun pe mână pentru că altfel nu... Deja îl vedeți pe fața mea, l-am folosit pe acesta, l-am pus cu spatele pentru a nu se vedea firma, însă puteți să-mi scrieți pe Amarandei Simona Makeup Academy și eu vă voi spune care sunt produsele pe care le puteți folosi drugstore. O să aplic fondul de ten cel scump,
aici sus și o să-l blenduiesc foarte bine. La fel cum am face-o atunci când îl aplicăm pe față. Uh-huh. Așa arată. Și acum voi aplica și fondul de ten, cel drugstore. Ca și nuanțe sunt ușor la fel. Mi-ai zis că până acum nu folosisei genul acesta. Da, chiar nu am folosit. Nu am folosit pentru că produsele pe care le folosesc eu la studio sunt high-end și atunci am zis să nu folosesc altfel de produse. Nu se află la mine la studio și am mers special să le cumpăr pentru a vă demonstra cât este de simplu și într-un fel am fost și eu uimită să văd cât este de simplu să ajungem la același finish și la același rezultat. Acesta este fondul de ten de jos, este cel drugstore. Și cel de sus este un fond de ten mai scump, high-end, însă amândouă își fac treaba la fel de bine, deci puteți să le cumpărați cu încredere. De fiecare dată, știți prea bine, cum vă spuneam, este foarte, foarte important să le aplicați cu pensula sau cu burețelul. Este important și cum îl aplicăm, că așa ne putem cumpăra acest produs drugstore și să avem impresia că nu este ceea ce noi ne-am dorit, doar pentru că nu am știut să-l aplicăm. Este un lucru foarte important. La fel, voiam să vă spun în legătură cu aplicatul și că bureței, de altfel, îi puteți achiziționa și la un preț mult mai mic decât, nu știu, niște bureței din magazinele mari. Sunt bureței și mai ieftini, în jur de 15-20 de lei, pe care îi puteți refolosi acasă și care sunt foarte, foarte buni și puteți utiliza ca să ajungeți la un finish pe care vi l-ați dorit. Știi ce am mai sesizat eu la cele două fonduri de ten? Că unul părea mai hidratant. Culmea, acel drugstore, părea mai hidratant. Așa este. Este o formulă nouă. Înainte ei nu aveau acest lucru. De data aceasta au adăugat și SPF în el, ceea ce este foarte, foarte important. Așa cum vă spuneam, în fiecare dimineață trebuie să ne aplicăm și SPF. Ei au făcut acest lucru pentru noi. Au mixat în acest fond de ten, fondul de ten și SPF-ul, ca să ne fie mai ușor și să nu trebuiască să pierdem mai mult timp. Să încercăm așa ca machiajul de dimineață să fie unul rapid. Da, este o formulă foarte bună și hidratează, ceea ce este foarte, foarte important, că ne hidratează în același timp și tenul, ceea ce este important. Sunt curioasă să te întreb dacă ai aplicat mai multe straturi din acest fond de ten în dimineața asta. Nu. Simți nevoia să... Nu, chiar nu. De obicei folosesc două straturi de fond de ten atunci când aplic și pe cliente, dar și pe mine. Aplic în două straturi pentru că mi se pare mie că finish-ul este altul atunci când aplicăm un strat ușor, așteptăm câteva secunde pentru a se usca și la al doilea strat deja are cu totul și cu totul altă culoare și altă acoperire decât dacă folosim aceeași cantitate pe care voiați să o puneți de la început și să o aplicați foarte mult dintr-o dată, nu va arăta niciodată la fel. Dar pentru fondul de ten drugstore de astăzi am ales să folosesc un singur strat și s-a așezat foarte, foarte bine și sunt foarte mulțumită și eu. Mergem mai departe și către anticearmă. Așa este, iar da. Curioasă. Da. Cred că e și nuanța pe care o folosesc eu. Este light? Scrie light pe ea? Sau light, da, da. Scrie ivory. Yes. Cred că este... O să aplic aici jos anticearcănul drugstore. Stați mai puțin să mai scoatem noi puțin. Eu zic, ce m-a deranjat puțin este faptul că nu are o acoperire foarte, foarte bună, dar mi-ai zis că se rezolvă din pudră treaba. Așa este, așa este. Deja eu am pe dedesubt fond de ten pentru că nu am reușit să-l șterg foarte bine. Niciunul dintre ele nu s-a șters foarte bine cu un șervețel normal, ceea ce înseamnă că, din nou, calitatea este una foarte, foarte bună. Am aplicat acest fond de ten așa, ca să nu se vadă firma, cu burețelul, prin tapotare de fiecare dată, să nu încercați să ștergeți pentru că, după cum puteți vedea, nu se întâmplă nimic. Uh-huh. Trebuie să tapotați foarte bine, din aproape în aproape. Poate de aceea nici pentru tine nu are acoperirea care trebuie, pentru că poate nu ai știut să-l aplici cum trebuie. Trebuie să tapotați foarte bine, din aproape în aproape, pentru a-i obține și pentru a-i da finish-ul pe care ni-l dorim. Așa arată acesta. Deja se vede că este foarte, foarte bun. Uh-huh. Și vi voi da și pe cel high-end, pe care sunt sigură că foarte multe dintre voi îl recunoașteți deja. Eu îl știu și mi-l doresc foarte mult timp și tot n-am reușit să-l cumpăr. Dar acum aștept și review, știi, comparat între cele două, să văd dacă mai dau banii pe el sau dacă rămân la celălalt. Pe acesta doar l-am aplicat și îl voi face să intre în piele prin tapotare cu degetul. Sunt foarte similare și nuanțele. Așa este, pentru că de cele mai multe ori, așa cred că trebuie să dau, de cele mai multe ori folosesc nuanțe mai deschise. Așa cum vă spuneam, de fiecare dată trebuie să folosiți anticearcăn cu două nuanțe mai deschise decât fondul de ten pe care îl utilizați pe față. De aceea și
Astăzi am ales să folosesc un anticearcăn mult mai deschis pentru a vedea exact diferența. După cum puteți vedea, și eu oricum sunt uimită de ceea ce... Odată cu voi aici, dimineața asta, testez și eu produsele pe care până acum nu am avut șansa să le testez. Le-am testat deja pe mine, dar am zis că totuși la televizor și punându-le unul lângă celălalt o să-mi dau și eu seama foarte bine. Da. Dar sunt, de fapt, mare diferența. Este, da, da, da. Deci chiar, da, probabil asta spun. Cred că și, contează foarte mult și cum îl aplici. Cred că dacă îl vei aplica prin mișcările astea de tapotare, cu siguranță va arăta diferit. Astea sunt lucruri pe care încerc să le învăț și pe fete atunci când suntem la curs. Mereu le spun, și chiar asta este vorba mea mereu, pui, 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 te rog, pui, 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 pentru că foarte puține dintre ele au curajul de a aplica mult produs. Și atunci trebuie să încerci să faci mișcările potrivite. Atunci când vine vorba de fard, de anticearcăn și de orice altceva, trebuie să împingem ușor în față. Dacă încercăm să ștergem, niciodată nu vom avea finish-ul dorit. Trebuie să încercăm să întingem în față. O să-mi șterg de pe mână anticearcănul. Abia aștept să văd pudra. La pudră nu știu cât de tare veți vedea. Haideți să încercăm să mai pun puțin fond de ten ca să se lipească, da? Așa. Iar sunt curioasă că, uite, eu la pudră voi aplica pe ambele. Absolut niciodată. Și la un moment dat am recurs la, dacă ține să crezi, pudră de orez. Da, am auzit și de aceasta. Am auzit, așa este. Sunt foarte bune și acestea. O să șterg eu puțin. Doar că mi se pare că are textura destul de granuloasă față de pudră, alt fel de pudră din comerț, și nu are același aspect frumos pe față. Așa. Și acum mi-ar fi trebuit mie o pensuliță, însă o să încercăm așa. O să pun și capacul în jos, ca să nu... Aceasta este pudra high-end, pe care o voi aplica tot la fel, prin mișcări de tapotare. Ok. Este o pudră ușor translucidă. Și însă care are o nuanță mai deschisă. Așa este, tot o nuanță mai deschisă, așa este. Ce fain se vede. Aceasta este cea high-end. Aici am fond de ten încă și voi aplica și cealaltă pudră care este o nuanță mai deschisă decât aceasta. Chiar sunt curioasă, uite, ai ambalat-o atât de bine încât nici nu-mi dau. Da, nici nu cred că pot să o mai deschid. Atât de bine ai ambalat-o? Da, pentru că încercam să fac cumva să nu se vadă firma. Ia să ne chinuim așa puțin. Eu zic că o să reușești așa. Să reușim, sigur că da. Da, da, chiar așa este. În ciuda traficului pe care l-am întâlnit, vibe-ul este bun pentru că este vineri. Așa cum zic băieții mereu la radio, este vineri. Așa și pentru noi, este tot vineri. Așa, gata. Încercăm să nu se vadă firma foarte bine. De extra suspans. Să vedem despre ce e vorba. Așa este. Aceasta este o pudră complet translucidă, însă pe față nu puteți să vedeți dumneavoastră exact în fața ecranului. Este, are un finish foarte, foarte soft. Dacă eu aș fi aplicat un anticearcăn, aceasta translucidă este mai mult pentru zona de sub ochi. Dacă aș fi aplicat un anticearcăn foarte deschis la culoare, cu siguranță s-ar fi văzut altă culoare. Ar fi prins culoarea fondului de ten sau anticearcănului. Deja se vede că este o nuanță ușor mai deschisă și are alt finish. Aceasta este complet translucidă, însă este un produs drugstore foarte, foarte bun atunci când încercăm să lăsăm un finish mat pe față, ceea ce este foarte important. Iar aceasta este pudra high-end, care are exact aceeași acoperire ca aceasta de jos drugstore. Deci nu foarte tare. Așa este, da. Deci chiar toate produsele pe care vi le arăt și aici, le-am pus și pe fața mea și se vede clar că produsele sunt foarte, foarte bune și își fac treaba așa cum ar trebui. Este, nu este neapărat necesar să cumpărăm aceste produse scumpe, ci trebuie să ne interesăm de fiecare dată și să aplicăm și să acordăm foarte multă atenție atunci când achiziționăm un produs. Și mai am aici creioanele de buze, care de altfel, la fel și eu astăzi le-am folosit. Am folosit acest produs mai ieftin. Este un creion în jur de 15 lei, ceva de genul ăsta. Și pe ăsta l-am. Da, da. Sunt foarte multe fete care îl folosesc. O să-l țin așa la cameră.
Cu siguranță îl recunoașteți, pentru că multe dintre noi îl folosim și eu îl folosesc. Pe acesta îl folosesc destul de des. Acestea sunt niște creioane care rezistă foarte, foarte mult, de aceea eu le folosesc pe cliente. Însă zi de zi pentru noi trebuie să reziste, nu știu, 6-7 ore produsul pe buze. Este foarte, foarte bun și acesta și vi-l recomand cu tot dragul. Acestea noi le folosim la studio pentru că rezistă în jur de 20 de ore. Conturul nu se duce absolut deloc. Și atunci, na, este altceva pentru cine se machiază de dimineață și trebuie să fie machiat o zi întreagă, cu siguranță este altceva. O să le aplic și pe acestea. Îmi place că ai făcut și un pro și contra. Da. Păi încercăm să, de fapt, încercăm să realizăm și să le dăm, să-și dea seama și telespectatoarele că sunt și produse pe care le putem folosi și nu trebuie să ne gândim neapărat, nu pot să-mi aplic acest lucru pentru că este foarte scump. Nu este așa. Acesta este creionul cel ieftin. Dacă tu nu-mi spuneai în această dimineață că te-ai machiat cu produsele Drugstore, nu mi-aș fi dat seama. Te văd de foarte mult timp în fiecare dimineață. Așa este. Și este exact la fel, la fel cum m-ai obișnuit cu machiajul pe care îl aplicai de obicei. De obicei. Nu se vede diferență. Așa este. Și ce văd? Un soi de extra hidratare. Da, ceea probabil ce e... nu este ceva rău. Wow, așa este, așa este și îmi place foarte mult și cred că îl voi folosi și eu de astăzi înainte, pentru că machiajul meu în fiecare dimineață, nu știu, nu am foarte mult timp de fapt să mă machiez și atunci, uite, mai elimin încă un pas în machiajul meu, nu mai aplic SPF-ul pentru că deja are fondul de ten SPF. Am aplicat ambele creioane, sunt într-o nuanță diferită, însă sunt tot nuanțe de maro. Cel de sus este cel pe care l-am eu pe buze acum, mixat însă cu o nuanță mai deschisă pe mijloc, pentru că asta fac de fiecare dată, pe mijlocul buzelor aplic ceva mai deschis pentru a da volum buzelor. Și cel de jos este cel mai scump. Însă amândouă sunt exact la fel. O să încerc să dau cu degetul pentru a vedea și dumneavoastră cât de rezistente sunt. Și acesta de la MAC. Și să știți că eu aplic acum destul de tare și riguros. Însă nu se duce. Și acesta de la Melchior. Sunt foarte, foarte rezistente amândouă și niciunul nu s-a dus absolut deloc. Și este de recomandat și acesta ieftin. Cu siguranță și pe buzele mele va rezista multe ore de acum înainte. Însă pentru cliente, cum vă spuneam, noi încercăm să folosim produsele high-end, pentru că așa este, așa ne-am obișnuit și totuși sunt produse care rezistă puțin mai mult. Însă aici am venit să vă arăt că puteți să vă machiați în fiecare zi cu produse mai ieftine, însă foarte, foarte bune, care, spre surprinderea mea, mi-au plăcut foarte mult și mie și cu siguranță o să le folosesc și eu de astăzi înainte. Să știi că m-ai convins și eu, deși folosesc anticiarcanul acesta doar aici la televiziune, am să mi-l cumpăr și eu pentru mine în weekend, da. Pentru că mai ales mi-am și greșit nuanța de anticiarcan pe care l-am acasă. Deci e numai bine, fac și un soi de economie de bani ca să cu siguranță nu folosesc nici pe celălalt, îl păstrez pentru că mă mai bronzez și îl folosesc pe acesta acum. Diferențele sunt mari, deci chiar diferențele la preț sunt foarte mari. Da. Acesta este un anticiarcan care costă în jur de 40 de lei maxim, depinde de magazinul în care mergeți. Și acesta este un anticiarcăn în care costă în jur de 170 de lei. Deci este o diferență foarte mare. Așa și la fondul de ten, acesta este un fond de ten ce costă 200 de lei în magazin și acesta este în jur de 50 și ceva de lei, depinde deci, de magazinul. De 4, da, da. Mai, fiecare mai așa este. Aproape la fel de bune. Deci este important și se consumă destul de repede. Acestea sunt consumabile. Chestiile cu care eu am venit astăzi la voi sunt consumabile, deci clar se consumă destul de repede. Machiindu-ne mai ales în fiecare zi, este important să ne uităm totuși la preț. Îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi și ai făcut această comparație. Cred că acum pe weekend doamnele care ne-au urmărit o să facă lista de cumpărături. Așa și sper. Vor mai avea bani și de o cafea în oraș cu o prietenă. Pot să facă și cinste chiar, adică cu siguranță la toate produsele astea cu siguranță cred că putem să facem și cinste cu o cafea la cât de mult am redus. Mulțumim tare mult și eu mulțumesc frumos. Te aștept și vinerea următoare. Cu siguranță. Weekend plăcut și trafic mai puțin acum la plecare de aici. Da, 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 că mă așteaptă cursantele, trebuie să fiu acolo la momentul potrivit. Un weekend frumos la fel. Mulțumim frumos. O să luăm și o scurtă pauză de publicitate, timp în care o să mă mai uit așa prin produsele Simonei, produse pe care le găsiți de asemenea și pe pagina ei de Facebook, explicate cu tot ce trebuie, așa că vă invit să căutați pagina Simonei Amarandei și să ne așteptați puțin, că ne întoarcem foarte repede.